Lăcustele au pus pe jar autoritățile din Pitești, iar localnicii spun că acestea distrug totul în cale și toate spațiile verzi unde ajung sunt sortite dispariției. Trandafirii japonezi sunt la mare căutare de către dăunători, iar oamenii spun că situația le provoacă disconfort. Stropim cu grad a distrus extrem de toată vegetația. Dacă nu stropește... Ați văzut lăcustele? Nu e vorba de udat de astea, dar bari în destropii, că e păcat de vegetație. Dar le-ați văzut lăcustele? Le-am văzut, da. Niște alea micuți, așa albe. Niște lăcuste albe, care sunt peste tot, să știți. Și mănâncă, da. Distrugă... Distrug, mănâncă frunza. Și la trandafiri am văzut că sunt, la toate. Eu stau la casă și pe acolo la fel, de eu am apucat, dar am stropit. În fiecare seară găsim pe casă, cel puțin nu poți să lași ușa deschisă fără plasă, în țară, că intră tot felul de cărcănii și... Chiar am avut o finuță în vizită un weekend și am mușcat-o ceva de ochișor și a ajuns până la spital, cu creme și cu toate astea. Și tratamentele aplicate nu au dat rezultate, nu? Nu, acum am zis să luăm ceva de la farmacie veterinară să stropim noi prin curte, poate nu s-ar mai așeza. Societatea care se ocupă de spațiile verzi din Pitești a încercat toate soluțiile, dar fără rezultat. Semn că tratamentele cu insecticide nu fac față. Pentru combaterea acestui dăunător s-au efectuat tratamente cu grad slab și moderat de toxicitate. Se impune luarea unor măsuri urgente, deoarece acest dăunător atacă și distruge plantele, producând un aspect inestetic. În condițiile în care firma poate folosi doar substanțe care nu sunt foarte toxice, conducerea a cerut ajutorul Autorității Naționale Fitosanitare, care a recoltat probe și le-a trimis la Laboratorul Central pentru Identificare, urmând a se stabili urgent un produs care să fie eficient după stropire. Afectează frunza plantelor și se usucă, ușor, ușor se usucă. În mare parte cam asta e problema cu ele, dar... Ați mai văzut așa ceva? Nu, nu. Chiar de curând, anul ăsta chiar m-am mirat, că nu știam despre ce se întâmplă cu plantele, că se albesc. Lăcusta de origine nord-americană a apărut pentru prima dată în România în anul 2006, în Constanța, o insectă invazivă care atacă aproape orice fel de plantă.